Și vreau să spun că am fost la francezi, am predicat la o biserică de francezi, francezii care ne închiriază nouă bisericii Profides din Paris, spațiu după masă, ei sunt dimineață și ei săracii trec printr-o, nu știu, sunt din ce în ce mai puțin și păstorul este supărat și păstorul este trist pentru că biserica lui scade și nu știe ce să facă. Și l-am văzut pe omul ăsta, un om curat la suflet, Dumnezeu mi-a arătat lucrul acesta. Și când am fost, Dumnezeu mi-a făcut harul să vină necredincioși la biserică. Să vină necredincioși, au venit fete ale unor surori din biserică, pentru care biserica se ruga de mult timp ca aceste persoane să vină la biserică. Și au venit tocmai în duminica aceea. Și Duhul lui Dumnezeu mi-a dat un mesaj despre, pe care l-am avut și la Profides. Vă aduceți aminte? Gândește în miracole. Vă aduceți aminte? Și am avut același mesaj. Duhul lui Dumnezeu mi-a pus pe inimă să am același mesaj. Gândește în miracole. Și vreau să spun, la sfârșit, n-am vrut să fac chemare în față, să mă rog pentru bolnavi. Dar vine păstorul și îmi spune: Toni, dar nu vrei să faci și chemare să iasă oamenii să te rogi pentru ei? Și am zis: frate, dacă dumneavoastră doriți. N-apucasem să vorbesc cu păstorul și n-am vrut să trec peste autoritatea lui și am zis: lasă că altă dată când mă duc la ei, eventual îl întreb pe păstor dacă mă pot ruga pentru bolnavi. Dar a venit păstorul la mine și mi-a zis: Toni, vrei să te rogi pentru bolnavi? Și am zis: da. Și a făcut chemare și au venit femeile acelea care au venit pentru prima dată la biserică. Au venit, una avea diabet, era tânără, una avea diabet și urma să facă o operație la ochi și m-a rugat pentru ochii ei. Era o femeie de cancer, bolnavă de cancer, pardon, și m-am rugat pentru ea. A fost operată de cancer de colon, i s-a scurtat colonul și acum înțelesesem că boala, cancerul a recidivat. Și m-am rugat pentru această femeie și știți ce am văzut? Am văzut ceva fantastic care mie mi-a dat foarte multă putere și foarte mult curaj. Știți ce am văzut? Am văzut celulele din corpul ei mărite așa ca la microscop. Și am văzut cum o lumină, puterea Duhului Sfânt, circula prin corpul ei și vâna aceste celule canceroase. Le identifica și această lumină le cuprindea și le exploda. Asta am văzut în dreptul ei. Deci eram ca și cu mintea mea, ca și cum aș fi fost în corpul ei și mă plimbam prin corpul ei. Și sunt desenele acele animate când te duci și te duci în corpul omului, cu fiii mei se uită la desenele alea, da? Și vezi în corpul omului cum funcționează și vezi totul mărit. Așa am văzut prin Duhul, cum lumina Duhului Sfânt circula prin ea și identifica celulele canceroase și le pulveriza și nu mai existau. Și am spus acelei femei, i-am spus cu toată autoritatea din partea Duhului Sfânt, i-am spus: știi ceva? Vei muri sătulă de zile. Toate zilele care ți sunt scrise îți vor fi date de Dumnezeu. Și a zis: aleluia, știu asta, cred asta. Dacă vine boala și pleacă, vine boala și pleacă. Și vreau să spun un lucru și face parte și din mesajul meu. A fi creștin nu înseamnă să ai o viață comodă, să știi lucrul ăsta. Eu am realizat asta. Îmi spune fratele meu Cristi: bă, frate, dar cu tine se întâmplă toate cu avioanele astea. Când i-am scris, îmi zice că acum când am plecat în iarnă tot la Paris și tot împreună cu scumpa mea soție, ne anunță, era ger afară, când a fost noaptea extraordinar de geroasă, minus 20 de grade au fost. Vă aduceți aminte? A fost o noapte așa geroasă în București, minus 19 grade a fost mai exact. Și noi la minus 19 grade eram în aeroport, într-un autocar, nu în incinta aeroportului, pe pistă, lângă avion, o oră am stat la minus 19 grade fără să putem să ne mișcăm, fără să putem să ne încălzim, într-un autocar în care era, cred că, mai frică afară. Dacă ieșeam afară și ne lăsau să ne plimbăm, ne încălzeam. Și am stat o oră acolo, de-am degerat cu copii mici, erau copii în jurul nostru. Și care era problema? Se stricase computerul de bord al avionului. Au schimbat computerul, urcă din nou în avion. Soția începe să plângă, eu nu mai urc. Păi ce fac ăștia teste pe noi? Să vadă dacă le funcționează computerul de bord. Acum când am venit, nu dădea să aterizeze. Și începe frate, bă, dar numai ție ți se întâmplă? Și am zis, da, pentru că când umbli cu Dumnezeu, te vânează cineva. Și nu ți-e ușor. Nu ți-e ușor. Te vânează oamenii, te vânează duhurile, te vânează căpeteniile demonice pentru care ești o amenințare. Amin? Te vânează? Și vreau să spun un lucru, nu duci o viață comodă.
Nu duci o viață comodă. Chiar dacă ești la biserică, mă vedeți îmbrăcat frumos, parfumat, da? Mă vedeți poate vesel și mă vedeți, dar așa sunt mereu, slavă Domnului. Mă vedeți ca și cum n-aș avea nicio problemă, slavă Domnului, că-s blond și nu prea se văd firele albe, dar au început să-mi iasă și în barbă, da? Mie se înțelepciunea prin barbă. Nu ai o viață comodă când vii la Hristos și când umbli cu Hristos. Pentru că primul punct al mesajului meu este faptul că Ilie trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu într-o manieră personală. Dumnezeu îi spune lui Ilie: Ilie, du-te și anunță o foamete, o secetă peste Israel. 3 ani jumătate nu va ploua în Israel. Și Ilie nu se duce în afara Israelului, în America, cu avionul, ca să aibă Mac și Burger King la discreție și KFC cât vrea el. Ilie rămâne unde? În Israel. Îl trimite Dumnezeu la Cherit și prima etapă a credinței tale este Cheritul, locul în care Dumnezeu îți poate purta de grijă. Amin? Tu nu poți să transmiți trezirea lui Dumnezeu, tu nu poți să faci ceva spectaculos pentru Dumnezeu până nu-L descoperi pe Dumnezeu într-un mod personal, pentru tine, până nu stai tu și cu Dumnezeu de vorbă. N-ai cum să vii înaintea poporului român și să zici: dragilor, trebuie să vă pocăiți, atât timp cât tu nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu în profunzimea Lui. Amin? Ilie îl descoperă pe Dumnezeu într-un mod profund. Dumnezeu îi spune: du-te la râul Cherit, acolo unde izvorăște râul Iordan, du-te la Cherit și am poruncit corbilor să te hrănească. Și aici e partea interesantă. Corbii care îl hrănesc pe Ilie. Asta și m-am gândit, de ce nu îl trimite Dumnezeu? De ce nu trimite Dumnezeu niște oameni și trimite niște corbi? Vreau să spun un lucru. Noi oamenii avem o problemă. Ne zice Dumnezeu: du-te și ajută-l pe Cutare cu 100 de lei. Și zicem: Doamne, ești sigur? Doamne, ești sigur? Eu știu că n-are probleme. Doamne, dar nu-i cam mult 50? Eu cred că 50 ar fi bine. Ia, frate, numele Domnului 20 de lei. Noi mai băgăm mâna, nu? Noi mai băgăm mâna. Îți zice Dumnezeu: dă atât! Și noi mai băgăm mâna. Dar vreau să zic un lucru. Corbii i-au dus lui Ilie rația întreagă. Amen. Corbii i-au dus lui Ilie. Corbii n-au pus întrebări. Dumnezeu are nevoie de oameni care să nu pună 1.000.000 de întrebări. Doamne, da, de ce? Doamne, da, sigur? Doamne, da, îl văd că are. Doamne, da, Doamne, da. Când Dumnezeu îți zice, nu sta la taclale cu Dumnezeu. A citit Ștefan și mi-a plăcut ce a citit. Îi zice Dumnezeu lui Ilie, cui a zis? Lui Isaia, nu? Nu, dar prin ce profet? Prin Isaia, mulțumesc. Îi zice Dumnezeu prin Isaia lui Ezechia: vei muri, pregătește-te. Și iese afară în curtea împăratului și Dumnezeu îi vorbește. Și stăteam și mă gândeam: fraților, voi ați realizat maniera în care Dumnezeu îi vorbea lui Ilie? Ați realizat-o sau nu? Noi zicem: stați să ne vorbească Domnul. Și te pui pe genunchi și încep: Doamne, trebuie să mă rog 2 ore. Doamne, te rog, Doamne, dă-mi un mesaj. Deschizi Biblia 2000 de ori, îți cade la profeția numai de blesteme. Nu-ți convine, mai deschizi. Îți deschizi la psalm. Doamne, dar n-are relevanță. Doamne, îmi vorbești și mie. Și stai 5 ore pe genunchi și nu-ți vorbește Dumnezeu. Și arăte mai rău și zici: frate, n-am niciun răspuns din partea Domnului. N-ai nici pentru tine măcar, da? Păi să ai și pentru alții. Știți, îmi place maniera în care Dumnezeu îi vorbește lui Isaia. Isaia iese în curte și zice: semnal, Isaia, întoarce-te. De ce? Trebuie să-i transmiți al mesaj lui Ezechia. Ai, Doamne, iar te-ai răzgândit? Păi abia m-am dus la el, îi zic omului ceva, l-am speriat, acum întorc la el să-i zic că gata, l-ai vindecat. L-am mai și speriat pe săracul om. Dar nu mai mă duc. Trimite-l pe Ieremia, Doamne, că mai e și Ieremia. A? Și trebuie să avem, ca să fim slujitori al lui Dumnezeu, trebuie să avem minte de corp. Înțeles? Minte de corp. Știți, s-a făcut un studiu și am descoperit și mi-a plăcut tare mult ce am descoperit. Știți ce capacitate intelectuală are un corp? Este cea mai inteligentă pasăre și se spune că chiar din regnul ăsta animalo-păsăresc, dacă există, da? Inventez cuvinte, știu, îmi place. Așa, regnul animalo-păsăresc ar fi cam cea mai inteligentă ființă, cred că după, nu știu, pe acolo, pe undeva cu delfinii. Ci că corbii ar avea o capacitate intelectuală ca un copil de
5 ani, ca un copil de 5 ani. Îmi spune o soră din Paris și îmi spune: frate Tony, o soră care acum vine la Biserica Profides din Paris, o femeie extraordinar de deșteaptă, o femeie care lucrează la o firmă evrească, le face contabilitate acolo la o firmă de contabili și practic, vă dați seama, dacă am zis de evrei, vă dați seama ce se întâmplă acolo. Și contabilizează firmele evreilor și e o femeie extraordinar de deșteaptă și îmi spune: Tony, numai un naiv din România putea să vină să deschidă lucrarea asta. Numai un naiv din România. Și asta vreau să fiu și asta vreau să rămân, un naiv. Să nu trec neapărat tot ce îmi spune Dumnezeu prin filtrul minții. Spunea Vrumbran și citeam în avion, spunea: știți, credința nu e rațională. E adevărat sau nu e adevărat? Dacă treci credința prin filtrul rațiunii, o ciopârțești, o ciuntești. Credința nu e rațională. Amin? Aleluia! Credința nu e rațională. Spune Dumnezeu lucruri iraționale de foarte multe ori. Noi, fă o corabie. Ai, Doamne, dar cum o să intre toate animalele alea în corabie? Dar cum o să dai tu ploaie, că până acum n-a plouat, că nu ploase până atunci? Dar ce o să zic oamenii ăștia că am înnebunit că îmi fac corabie în curte? Fă-ți tu o barcă în curte. Fă-ți tu o barcă în curte, dar mare, așa mai mare decât casa. O să zic că, băi, uite, am și pocăitul ăsta, a luat o razna. 100 de ani să-ți zică pocăitul ăla nebun. După ce că îți zice pocăit, mai îți zice și nebun. Da? Credința, mulțumesc foarte mult. Stai să-l ții înapoi. Slavă Domnului, mulțumesc. Credința nu este rațională. De la corbi, vreau să rămânem cu lucrurile astea. Nu ciunti binecuvântarea lui Dumnezeu când Dumnezeu te pune să o dai. Amin? Nu ciunti. Las-o întreagă, cum ți-a spus-o Dumnezeu. Știți, de la corb mai vreau să învățăm că acești corbi nu au instinctul ăsta de a judeca. Doamne, dar ăsta cât mai are de gând să stea aici la părâu? Dar de ce trebuie să-l rănim noi, Doamne? El nu face nimic. Cât mai trebuie să-l rănim pe ăsta? Aș vrea să-mi dea Dumnezeu o minte de care el să se poată folosească. Amin? O minte care să priceapă voia lui Dumnezeu. Descoperă-l pe Dumnezeu într-o manieră personală. Amin? Experimentează cu Dumnezeu într-o manieră personală. Știți, stăteam și mă gândeam încă un detaliu despre Ilie aici la pârâul Cherit. Îi se dădeau două mese pe zi, una dimineața și una seara. Spuneam că atunci când umbli cu Dumnezeu nu ai neapărat o viață extraordinar de confortabilă în care, știi, m-am întrebat de ce Dumnezeu nu-i dădea 3 mese pe zi? De ce nu-i dădea și la prânz? A? Vreau să spun, Ilie n-a stat chiar degeaba. Ilie stătea acolo cu Dumnezeu și experimenta cu Dumnezeu niște lucruri fantastice. Intră, ai nevoie de locul tău. Nu știu cât a stat Ilie la Cherit. Poate a stat un an de zile. Din cei 3 și ceva de secetă. Poate a stat un an jumate, poate a stat 2 ani de zile. Dar vreau să spun un lucru. Ai nevoie de un timp personal de părtășie cu Dumnezeu înainte să fii folosit de Dumnezeu public. Știu un lider de închinare căruia Dumnezeu i-a spus: 2 ani de zile vei cânta doar la perete. 2 ani de zile vei cânta doar în cămăruța ta. Să nu mai cânți la nimeni nimic. În nicio biserică. Stai și învață să mă lauzi pe mine. Pentru că noi uităm de aici din față să lăudăm pe Dumnezeu. Stăm și ne lăudăm pe noi și cântăm pentru oameni, cântăm pentru faima noastră, dar când ai învățat să lauzi pe Dumnezeu în cămăruța ta, te închini altfel, așa-i? Te închini altfel. Îmi plac oamenii care sunt aici în față și mă uit și la echipa mea de multe ori și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat Dumnezeu în echipă oamenii rugăciunii care nu stau în timpul rugăciunii, se uită pe pereți. Se mai termină o dată. Mamă, dar mult duce rugăciunea asta. Nu, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat oamenii închinării. Amin? Haleluia. Trec de la Cherit la Sarepta. Știți ce înseamnă Sarepta? Ce era la Sarepta? Sarepta înseamnă casă pentru topit. Dovezile arheologice, printre care ne arată că s-au descoperit
20 de cuptoare pentru călirea vaselor din ceramică. În Sarepta erau 20 de cuptoare imense în care se căleau vasele de ceramică. Dumnezeu te scoate de la Cherit și știți, Cheritul este acel loc în care Dumnezeu dă o formă vasului tău. Ai înțeles? Dă o formă vasului tău. Vasul tău, în funcție de cât ai stat cu Dumnezeu, e mare sau e mic? E vază sau este ulcior sau farfurie de ciorbă sau de-aia plată de friptură? Ai înțeles? În funcție de cât ai stat cu Dumnezeu, vasul tău e plat, în care intră puțin, sau este ulcior de ăla de te duci și scoți 10 litri de apă? Ai înțeles? În funcție de cât ai stat cu Dumnezeu. Apoi Dumnezeu ți-a vasul ăsta și îl duce de la Cherit, îl duce la călit în cuptor, unde? La Sarepta. La Sarepta se vede cât ai stat tu cu Dumnezeu. Sarepta este testul credinței tale. Sarepta este avionul tău care nu aterizează. Sarepta este avionul tău căruia nu îi se deschide roata. Sarepta este sărăcia ta în care trebuie să ceri binecuvântarea lui Dumnezeu. Sarepta este boala ta în care trebuie să ceri vindecarea lui Dumnezeu. Sarepta este boala altuia în care trebuie să ceri vindecarea lui Dumnezeu. Sarepta este locul în care Dumnezeu întărește vasul tău ca să se poată vărsa slava lui în el. Amin? Haleluia! Pentru că în Sarepta Dumnezeu îl trimite, vedeți că Ilie n-a stat degeaba la Cherit. N-a stat și mai vin cu orbie aia. A pus, unde sunteți că mi-e foame? Sunt convins că corbii îl surprindeau pe Ilie în rugăciune și veneau corbii așa, se punea câte unul pe umărul lui cu o bucată de carne în cioc și stat că n-am terminat rugăciunea. Sau o băga bucata de carne în gură și continua să laude și să se roage acolo. N-avea televizor, n-avea internet, n-avea reviste, n-avea ziare, n-avea prieteni cu care să-și piardă timpul. Era el și Dumnezeu. Ai nevoie de Cherit, amin? Amin. Pune-te deoparte, du-te la Cherit. Cunosc un predicator, un pastor pe care l-am trimis acum la Paris să predice, Aurel Stoian, care a fost și la noi și care îmi spune: Tony, și unde mă rog cel mai bine? În pădure. Am Cheritul meu, pădurea. Mă duc în pădure și mă rog. Ai Cheritul tău? Pentru că vine Sarepta, frate și soră. Și ce faci tu la Sarepta? Încep să te vaiți împreună cu văduva? Încep să plângi cu văduva? Da, și mie mi-e foame. Nici eu n-am soră. Și eu sunt slab. Și eu sunt bolnav. Pe mine mă doare aici, mă doare aici. Pe mine mă doare aici. Îți scoți și tu punga de medicamente? Tu cât o ai? Ia uite. Eu am, tu n-ai de ăla. Eu am și de ăla. Tu n-ai de tuse. Da, de reumatism mai bază, dau eu. Faceți publicitate unul altuia la medicamente sau în Sarepta te ridici în numele lui Iisus Hristos? Știți, se duce, îl trimite Dumnezeu, vedeți, se vede credința și îmi place mult aspectul ăsta. Zice Dumnezeu, te trimit la o văduvă, vedeți, credința nu e rațională. Îl trimite Dumnezeu, du-te la o văduvă și Ilie s-o fi gândit acum în inima lui. Bă, văduva asta e bogată rău. Eu fi murit bărbatul, dar cred că i-a lăsat bine cașcavalul. Știi? E bogată rău. Se duce și vede o văduvă amărâtă, în zdrențe, mai avea și un copil, și văduva asta aduna lemne să facă o ultimă turtă. Și zice Ilie, îi zice Dumnezeu, asta e văduva. Se duce Dumnezeu, Ilie la văduvă și zice, adu-mi niște apă. Se duce văduva să aducă apă și zice, da, adu-mi și o turtă. Păi nu mai am un pic de făină. Doamne, asta e. Doamne, sigur e că n-au că mai are un pic de făină. Dar vine acum, se vede cât ai stat în părtășie la Cherit cu Dumnezeu. Și vine Duhul și zice, femeie, vine Duhul care s-a revărsat peste tine la Cherit. Femeie, du-te, fă-mi o turtă și nu o să ți se termine nici uleiul, nici făină. Amin. Cheritul se vede. Ai înțeles? Se vede Cheritul. Se vede Cheritul în viața ta. Femeie, du-te și fă-mi o turtă și nu, îți promit în numele lui Iisus Hristos că nu o să mai duci lipsă nici tu și nici eu pe lângă tine. Haleluia! La Sarepta se vede dacă ești tare sau nu. Ai înțeles? Îți dorești Sarepta?
Dar știți ce se mai întâmplă la Sarepta? Dumnezeu îl bagă într-un cuptor mai mare pe Ilie. Știți care e cuptorul ăla? Îi moare fiul văduvei. Iar Ilie zice: Doamne, ce-mi faci, Doamne? Ce-mi faci, Doamne? Îi moare copilul acum. Vă spuneam că a fi cu Dumnezeu nu înseamnă comoditate. A fi cu Dumnezeu nu înseamnă numai să mergi așa din bucurie în bucurie și din excursie în excursie. Am fost la Barcelona în concediu, ce-i drept, pentru că a fost ziua soției mele, la mulți ani din partea voastră, a tuturor, amin. Și a dorit, a zis: măi, niciodată de ziua mea n-am făcut ceva special. După 10 ani de căsnicie am făcut și noi ceva special de ziua ei. Ne-am dus, dar scumpa mea soție spune de ziua mea și chiar de ziua ei s-a întâmplat, miercuri. Ce șanse ar fi fost dacă n-ar fi lucrat Domnul. Zice: îmi doresc foarte mult ca în Barcelona să nu fie doar așa concediu, ci să slujim. Mă sună, îmi scrie cineva, o soră, și îmi zice: pace frate Tony, îmi faci mie loc în lista ta de prieteni să fiu și eu prieten cu tine pe Facebook. N-am văzut niciodată pe sora asta, n-o cunosc. Și îmi zice, și eu zic: mă, o să încerc, să vedem. Că știi că Facebook-ul te limitează la vreo 5.000. O vedem, vedem dacă cine iese, cine intră, și facem loc. Dar după aia îmi spune: dar nu vii și în Spania, în Barcelona? Eu zic: păi luni ajung. Oleu! Păi să sun la biserică unde am fost eu ca să slujești acolo. Incredibil. Deci să te bage cineva în seamă, chiar din Spania, chiar din Barcelona, în orașul în care urmează să mergi, și să vorbească pentru tine și să te cheme, frații, să slujești. Chiar de ziua scumpei mele soții, miercuri. Și ajungem acolo și acolo s-au întâmplat lucruri extraordinare și Dumnezeu le-a vorbit și i-a încurajat pe mulți. Și tu, aici vreau să ajung, nici măcar în concediu nu trebuie să fii în hold, pe holding, știi, sau pe hold. Trebuie să fii mereu gata să-L slujești pe Dumnezeu, amin? Sarepta înseamnă să fii gata mereu să-L slujești pe Dumnezeu. Și trec la următorul pas, trec la următorul pas, care este Carmelul. Locul în care Dumnezeu te face un eliberator. Locul în care Dumnezeu, știți ce, slavă după slavă toarnă în tine și o revarsă peste oameni. Amin? Îl descoperi pe Dumnezeu ca Dumnezeul tău personal. Îl descoperi pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care se poate folosi de tine pentru semenul tău, să-L binecuvinteze pe semenul tău. Dar îl descoperi pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu care te poate folosi ca o binecuvântare pentru națiunea ta. Amin? Știi că poți să fii o binecuvântare pentru România? Și nu trebuie să ajungi președinte pentru asta. Nici măcar primar. Nici măcar primar. Un om al rugăciunii, dacă ești Dumnezeu, se folosește de tine cu putere. Amin? Și îmi place foarte mult autoritatea care vine peste Ilie. Și știi ce? Eu cred că este vremea ca noi credincioșii, Dumnezeu pregătește un context favorabil ca noi credincioșii să ne ridicăm și să luăm frâiele în mâini. Realizați asta sau nu realizați asta? Simt din toată inima, din partea Duhului Sfânt, că este momentul acela în care generația aceasta va conduce România și o va conduce spre bine în numele lui Iisus Hristos. Amin? Am fost în Barcelona și m-am înfiorat de ce am văzut acolo. Și rugăciunea la care am chemat pe frații din Barcelona a fost ca Dumnezeu să elibereze Barcelona și Spania de spurcăciune, frați și surori. Am ajuns să-mi spun împreună cu soția mea, noi am stat pe gânduri dacă să ne luăm copiii sau nu în Barcelona. Și știți ce am spus la sfârșitul excursiei noastre? Am zis: îi mulțumim lui Dumnezeu că nu ne-a luat copiii cu noi. Și știi de ce? Pentru că am ieșit seara la 10 noaptea să ne plimbăm, am ieșit din hotel și în fața noastră prostituatele, na, e într-adevăr o mare problemă, dar vreau să spun ce am văzut. Doi bărbați se țineau de mână și mergeau pe stradă cu un câine după ei. Asta este imaginea unei societăți depravate. Doi bărbați se țineau de mână și alerga altul. Și când alerga, s-a oprit din alerga și s-a uitat. Ăștia erau mușchiuloși, ăștia, de se țineau de mână. Și s-a uitat cumva la ei și s-a întors după el să vadă cumva dacă se mai uită la ei. Și cumva erau gata să pună și câinele pe ei. Mi-am zis, asta e imaginea societății. Din păcate, astăzi, Dumnezeu ne cheamă să schimbăm ceva. Amin? Și zice, Psalmul 1
Ia caut Andrei, cred că ultimul verset. Vreau să se împlinească în societatea noastră Psalmul 1, ultimul verset, dacă nu mă înșel. Spune, sau 5. De aceea cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți. Vreau să spun un lucru. Dacă societatea de afară este dominată de cei neprihăniți, păcătosul nu va avea curajul să ridice capul sus. Ai înțeles? Că păcătosul va simți rușine, păcătosul va simți că n-are putere să ridice capul sus. Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, îi va ține capul acolo jos. Ai înțeles? Însă când lipsește sfințenia din societate, când moare cel neprihănit din societate, știi ce se întâmplă? Păcătosul scoate capul. Păcătosul scoate capul. Vezi prostituata la colț de drum? Vezi omosexualul ținându-se de mână cu concubinul și cu un câine după ei, că altceva nu pot crește decât un câine, niște papagali sau pești și broaște, dar vor și copii acum, făcuți de alții, nu de ei, că n-au cum. Am mai mers, ne-am plimbat prin Barcelona și în mijlocul intersecției unde circulau, pe cel mai intens circulat bulevard din Barcelona, două femei se sărutau. În mijloc! M-am înfiorat ca Pavel și am zis, un lucru îmi doresc, România mea să n-aibă parte niciodată de așa ceva. Haleluia! Până la ultima mea suflare voi lupta pentru asta. Nu vreau să-mi fie scârbă să merg pe stradă cu copiii mei. Nu vreau să-mi fie scârbă să merg pe o pietonală împreună cu copiii mei. Un prieten foarte bun a fost în Barcelona și a intrat într-o catedrală și au intrat niște bărbați ca să sfideze sfințenia și neprihănirea și locul acela care poate nu mai era casa lui Dumnezeu, dar cândva a fost. Sau poate mai este, chiar dacă nu e o biserică penticostală sau baptistă. Chiar dacă e catolică, poate să fie casa lui Dumnezeu. Și au intrat doi și au început să se sărute în biserică. Și preotul nu-i poate da afară, pentru că poate fi dat în judecată. Și o femeie, unei femei, efectiv, i s-a făcut greață și a ieșit afară să vomite. Asta se întâmplă în Barcelona, frați și surori. Eu nu vreau așa ceva în România. Ne trebuie un Ilie, fraților, și eu pot fi Ilie și tu poți fi Ilie. Amin? Tu poți fi Ilie. Și ce a făcut Ilie? A ieșit în fața poporului și a zis, voi nu vedeți stricăciunea care se întâmplă. Voi nu vedeți că nu mai sunt preoți al lui Dumnezeu, dar satana, dracu, are vreo 950, că avea Baal vreo 400 și Astartea vreo 450 sau invers, erau vreo 950 de preoți. Voi nu vedeți că nu mai există închinare către Dumnezeu în poporul ăsta? Și când i-a mustrat, și ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? Că niciunul n-a avut tupeu să ridice capul înaintea lui Ilie. Vreau să spun un lucru, îmi doresc așa de mult o putere așa de mare și vreau să vă rugați și pentru mine și eu mă voi ruga pentru voi. Haideți să ne rugăm unii pentru alții pentru puterea asta. Când mustri păcatul, păcătosul să nu poată să ridice capul sus înaintea noastră, să n-aibă puterea să ridice gura înaintea noastră. Îmi spunea Robert Cârtog când s-a dus în Londra și când a intrat într-o biserică plină de puterea lui Dumnezeu, efectiv l-a copleșit puterea lui Dumnezeu și fizic nu mai putea ridica capul sus. A simțit toată puterea lui Dumnezeu peste el și și-a simțit toată povara păcatului și a simțit toată mizeria pe care a strâns-o în sufletul lui și nu mai a vrut să ridice capul sus și n-a putut și l-a copleșit puterea lui Dumnezeu, l-a sfințit, l-a curățit, l-a umplut de Duh și apoi a putut să ridice capul sus. Și de ce? Pentru că acolo era adunarea sfinților. Haleluia. Era adunarea sfinților. Îmi doresc ca locul acesta să fie adunarea sfinților. Îmi povestea prietenul meu din Barcelona, un tip cu care m-am împrietenit, un tip fantastic, și îmi spunea, Tony, sunt de 18 ani în Barcelona, în Spania, și aproape în fiecare zi în ultimii ani de zile aud cum alți homosexuali, alte lesbiene au dat în judecată un preot că a avut tupeul să se ia de ei, că a avut nerușinarea să nu le dea binecuvântarea. Nu vreau ca în România să se întâmple asta. Amin? Nu vreau ca în România să aibă curajul, tupeul, nesimțirea să intre doi
de mână în biserica asta și să-mi zică: Tony, dă-mi binecuvântarea, să leșine la picioarele mele, dar să n-aibă curajul să fac asta. În numele lui Iisus Hristos. Vreau să fiu un Ilie, amin? Și vreau să fiu un Ilie. Când mustri păcatul, nimeni să n-aibă tupeul să se ridice împotriva ta. Izabela n-a avut puterea să vorbească împotriva lui Ilie. Ahab n-a avut puterea să vorbească. Nimeni din popor n-a avut puterea să vorbească împotriva lui Ilie. Niciun preot. Vreau să fie puterea lui Dumnezeu cu mine. Și vreau să demonstrez, vreau să vă spun un lucru. În vremurile de criză, știți cum va lucra Duhul lui Dumnezeu? Doar prin semne și minuni. Discursurile nu-și mai au locul, fraților. Predicile nu-și mai au locul în vremurile din urmă. Știți cum va lucra Dumnezeu? Cu semne și minuni, cu eliberări de demoni, cu vindecări. Semne și minuni. Pentru că Ilie nu le-a ținut un discurs despre moralitate. Și ce a spus Ilie? Fac un altar aici. Faceți și voi un altar. Nu pe același altar, două altare diferite, pentru că altarul lui Dumnezeu nu trebuie să fie altarul satanei. Altarul lui Dumnezeu nu trebuie să fie altarul dracului. Hai să nu confundăm lucrurile. Ilie a făcut propriul altar al lui Dumnezeu. A luat pietre, le-a pus acolo, a săpat un șanț, a udat altarul, a udat lemnele, a udat vițelul și a zis: asupra cărui altar se va coborî foc din cer, acela este Dumnezeul adevărat. Știți ce? Nu prin discursuri, care vorbește mai frumos și care vorbește mai logic și care aduce mai multe argumente. Nu! Ci a cărui Dumnezeu se manifestă puterea, acela e Dumnezeul adevărat. Amin? Nu cine o să predice mai frumos o să aibă biserica adevărată, ci unde se va vedea puterea lui Dumnezeu, aceea este biserica adevărată. Vreau ca puterea lui Dumnezeu să se manifeste în biserica asta. Vreau în continuare să fie vindecați oameni, vreau în continuare să fie liberați oameni, vreau în continuare să fie transformați. A venit Antena 1 aici la noi, știți asta? Cine știe asta? A venit Antena 1 și acolo am dat interviu despre cum Victor a fost eliberat de Dumnezeu. Cum Victor a fost eliberat de Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu sunt șanse mari ca mâine, luni, să fim în platou la Acces Direct, în care să vorbim despre puterea lui Dumnezeu de a elibera de orice patimă. Amin? A venit și ne-au luat interviu și ne-au scris și alții. Ne-a sunat ProTV-ul. M-a sunat ProTV-ul și a vrut să concurez la Vocea României. Frate Tony, nu mi-a zis așa. Frate pastor Tony, a zis: domnul Tony, nu doriți să concurați la Vocea României? Ne place vocea dumneavoastră, glorie Domnului Iisus. Acum nu prea mai am, că am răgușit în urma deselor slujbe pe care le-am avut în ultima perioadă. Avem nevoie de concurenți. Nu vrei să concurezi? Și mi-au promis că mă bagă. Numai s-au terminat, cum le numesc, cum se le zice, preselecțiile. S-au terminat preselecțiile. Vii, cânti un cântec și ești băgat direct în blind audition, acolo unde trebuie să se întoarcă Smiley cu scaunul. Sau cine mai e pe acolo, Chirilă, se întoarcă cu scaunul, dacă fratele Tony cântă frumos sau nu. Și m-a rugat Domnul și am zis: Doamne, ai vreo lucrare cu mine acolo? Că dacă ai vreo lucrare, eu mă duc dacă ai vreo lucrare, dar să-mi spui tu. Și îmi spune Domnul: nu, ei nu caut adevărul, vor distracție, entertainment, vor circ și tu nu ești un circar. Tu nu ai fost făcut să-i distrezi, tu ai fost făcut să ții adevărul sus, amin? Tu ai fost creat de Dumnezeu și gândit din veșnicii, frate Tony, ai fost gândit din veșnicii să ții adevărul sus, amin? Și în timp ce eram în Barcelona la un restaurant, mintea mea era la faptul că trebuie să țin adevărul sus. Și primesc un mesaj și mă gândeam: Doamne, îmi vei da putere să țin adevărul sus? Și primesc un mesaj de la Bogdan Badea, de la noi din biserică, care a primit Duhul lui Dumnezeu în biserica asta și înștiințări din partea lui Dumnezeu, și îmi spune: frate Tony, te-am văzut la pieptul Domnului Iisus Hristos. Stăteai la pieptul Domnului Iisus și Iisus Hristos a suflat Duh Sfânt peste tine și ți-a zis să ții adevărul sus. Ce gândeam eu? Mi-a scris Bogdan în mesaj. Și mi-a zis: Dumnezeu va fi cu tine. Să nu-ți fie frică, să nu te lași intimidat, că Dumnezeu va fi cu tine. Vei fi într-adevăr lovit și sunt lovit din toate părțile, de oameni sau de căpetenii demonice. Sunt lovit, dar rezist,
pentru că e scutul credinței în fața mea, scutul credinței care stinge săgețile satanei. Vreau să ne ridicăm în picioare. Vreau să te rogi împreună cu mine pentru o generație ca a lui Ilie. Amin? Pentru Ilie. Vreau să spui, Doamne, fă-l pe Toni un Ilie și fă-mă și pe mine un Ilie. Fă-mă un Ilie, Iisuse. Vreau să, când vorbesc, toată puterea satanei să amuțească, Dumnezeule. Și ce mi-a spus Dumnezeu aseară? Și o taină, n-am știut lucrul acesta. Mă rugam împreună cu soția mea aseară și mi-a vorbit Duhul lui Dumnezeu și mi-a spus așa. Mi-a spus, când intru la sfat cu tine, trag ușa după mine și nimeni nu poate să auzi ce vorbim. Nimeni nu poate să audă ce vorbim. Nici satana, niciun demon nu poate să audă ce vorbim aici. Pentru că ești sub protecția mea și nimeni nu trebuie să audă ce vorbesc cu tine, ce stau la sfat cu tine. Dumnezeu mi-a spus multe lucruri care se vor întâmpla cu privire la mine și cu privire la biserica aceasta. Pentru că Dumnezeu are puterea să bruieze semnalul ca satana să n-audă ce vorbim. Aleluia! Aleluia! Dumnezeu a pus protecție în dreptul tău. Dumnezeu te-a făcut cineva în El. Dumnezeu are un plan măreț pentru tine. Dumnezeu vrea să te folosească ca să închizi gura satanei, să mustri păcatul, să nu stai mut în fața păcatului. Aleluia! Aleluia! Mergeam prin mall și am trecut pe lângă un magazin de ăsta cu farduri și a ieșit din magazinul ăla un bărbat care era travestit. Era îmbrăcat ca o femeie și era machiat ca o femeie, dar el era bărbat. Era plin de farduri. Avea genele date cu rimel, avea creion negru pe la ochi, avea ruși pe buze, avea fard pe pomeți. Avea unghiile făcute și era îmbrăcat ca o femeie și s-a uitat la mine. Și în momentul acela, plin de duh, în mintea mea am zis, tulbură-l, Doamne! Tulbură-l! Tulbură-l! În numele lui Iisus, tulbură-l! Și ce a făcut omul ăla? S-a întors și a intrat în magazin. N-a putut să mă privească. Și nu m-am uitat, vă mărturisesc în numele lui Iisus, nu m-am uitat urât la el. Nu m-am uitat urât la el, doar m-am rugat și am zis atât, tulbură-l, Doamne, să-și dea seama că în viața lui e mizerie și să-și dea seama că în viața lui e păcat. Și n-a putut să stea în fața mea, venea spre mine să-mi dea ceva. S-a întors în loc și a intrat în magazin, s-a rușinat. Tulbură-l, Doamne, să te rogi Domnului să-l tulbure Dumnezeu pe păcătos și să elimine păcatul din viața lui. Nu sta...